Doar că ea nu purta glugă, așa că îi se putea vedea părul lung și strălucitor. Bine ați venit! Zaira e numele meu. V-am adus aici pentru a vă împărtăși noi informații. Locul în care v-ați trezit azi dimineață este grădina visării, iar păsărelele pe care le-ați urmărit sunt păsările fanteziei. Frumusețea și abundența locului sunt alimentate de dorințe. În acest loc veți avea de îndeplinit o sarcină. Trebuie să aveți grijă de perla viselor. Zaira își întinse mâinile lungi, transparente, în care ținea o perlă strălucitoare de mărimea unei nuci mărțișoare. Luați de la mine această perlă! Tony se întinse șovăielnic după ea. Cât timp ar trebui să avem grijă de chestia asta? Pentru că eu am un buzunar sigur. Nu e nicio problemă, poate să stea la mine oricât de mult. Acum, între noi fie vorba, de ce trebuie să avem grijă de ea? Vrea să o fure cineva. Trebuie să aveți grijă ca atâta vreme cât e la voi să nu-și piardă lumina strălucitoare. Perla viselor, la fel ca această grădină, este ținută în viață de vise și fantezii. Acum va trebui să învățați să intrați în rezonanță cu gândurile și cu sentimentele voastre pentru a putea avea grijă de ea. Și cât timp va sta la noi până mâine? Noi nu măsurăm timpul. Perla trebuie să fie la voi până când veți reuși să vă protejați de voi înși vă. Poftim, n-ați putea să ne explicați asta mai pe înțelesul nostru? Voi sunteți singurii care îi puteți face rău. Frica, anxietatea și lipsa de încredere o pot distruge. Dar aveți încredere în voi, sunteți suficient de puternici. Chiar dacă veți avea probleme, să nu vă îndoiți niciodată de voi înșivă. Dacă priviți înăuntrul vostru, veți găsi întotdeauna o soluție. Știți să creați opusul oricărui lucru. Acest lucru este foarte important. Pacea să fie cu voi! Cu aceste cuvinte, Zaira a dispărut în fața ochilor lor, iar ei se treziră înapoi în grădină, exact în locul în care se aflau înainte. Stăteau nehotărâți și se uitau unul la altul, când la perlă, dintr-o dată, Tony izbucni. Ce a vrut să spună cu asta? Să știi că m-am săturat până peste cap de faptul că aici toată lumea vorbește în dodi. Nu mai înțeleg nimic. Ne dă chestia asta să avem grijă de ea? Apoi ne spune că noi suntem cei care am putea o distruge. Mai bine să stea la tine, la urma urmei și tu ai buzunare. Apoi, ca și când și-ar fi terminat treaba, se întinse pe iarbă. Daria se așeză lângă el și începu să inspecteze perla, care strălucea foarte frumos. Perla viselor. Oare ce fel de vise ascunde perla asta? Sper că nu coșmaruri, fiindcă dacă ar găsi o cale de a se elibera de acolo, ne-am afla în mijlocul unui film de groază. Tu ai coșmaruri, desigur, de obicei după o cină copioasă, glumi Tony. Eu am destul de des, visez mereu că cineva mă desparte de mama. Tata ne-a părăsit cu mult timp în urmă, de atunci ne avem doar una pe alta, eu și mama. Te înțelegi bine cu ea? Da, e foarte de treabă, dar uneori abia o văd, atât de mult lucrează. Ea este cea care trebuie să câștige banii necesari pentru a putea plăti facturile și cheltuielile casei. O înțeleg perfect, doar că uneori mi-e foarte dor de ea. Îmi spune mereu că regretă că trebuie să cresc așa de repede. Mie nu-mi spun părinții mei asta, dar și eu simt la fel. Și ei aleargă într-una. În viața mea de până acum, fraza pe care am auzit-o cel mai des este: înțelege, fiule, că am o treabă importantă și urgentă de rezolvat. Și în vara asta ar fi trebuit să mergem împreună undeva, în vacanță. Dar a intervenit o
lucrare extrem de importantă în programul tatălui meu, iar pe mine m-au pasat mătușii Zinia. Îmi pare sincer rău, nu poate fi ușor, dar cel puțin voi nu aveți probleme financiare. Părinții tăi câștigă foarte bine. Crede-mă că nu m-ar deranja dacă am fi săraci, dar mi-ar acorda și mie puțin atenție. Dar cel mai rău e și de multe ori am coșmaruri pe tema asta, că mă tem că vor divorța și niciunul dintre ei nu mă va vrea lângă el. Copiii erau atât de cufundați în conversația lor sinceră, încât nici nu observă că schimbările ce aveau loc în jurul lor, în câteva clipe grădina începu să se ufliască. Milioanele de flori se uscaseră, iar petalele cădeau în liniște pe iarba uscată. O, sunt sigură că nu s-ar întâmpla așa ceva. Nu te gândi la o asemenea grozăvie. Te iubesc, chiar dacă nu o arată. Poate n-ar strica să îmi și arate, măcar o dată pe an, dacă mă iubesc cu adevărat. Ce să mai zic eu, tatăl meu m-a iubit atât de mult încât a șters-o fără să spună o vorbă. În urmă cu 4 ani. De atunci n-am mai auzit nimic de el, nici de Crăciun, nici de ziua mea, niciodată. Uneori visez că mă întâlnesc cu el pe stradă, dar el nici măcar nu mă recunoaște. Buni părinți mai avem, ce să spun?